sala de evenimente a hotelului Radisson, care a găzduit cea de-a 5-a ediție a Galei Trofeilor Alexandrion, a fost plină de campioni, de oameni de mare valoare, excelenți ambasadori ai României pe toate meridianele globului. Printre invitații evenimentului s-a numărat și Mihaela Buzărnescu. Jucătoare de tenis a clubului Steaua se află în perioada de recuperare după o operație suferită la umăr și speră să revină pe teren în turnee la începutul acestei primăveri pentru a-și îndeplini un mare vis, participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Totul a mers foarte bine și recuperarea merge progresiv de la săptămână la săptămână. În curând voi reîncepe antrenamentele și peste, nu știu, cred că o lună de zile, o lună jumate și turneele. Îmi doresc tare mult să joc cât mai multe concursuri ca să fac punctajul să plec la Olimpiade. Este visul meu și sper să-l prind. Deși inițial voia să le fac o surpriză, Mihaela a anunțat că își va susține din tribună colegele din echipa României în meciul de Fed Cup din weekend de la Cluj cu Rusia. Sigur că mi-a părut tare rău că a trebuit să refuz participarea la Cupa Federației din cauza stării mele de sănătate, dar a fost un motiv întemeiat. Programul nostru este atât de încărcat încât foarte greu reușim să luăm legătura, dar ele sunt toate deja acolo. Mi-au scris ieri și m-au întrebat că nu ne spui că vii. Aș fi vrut să fi fost o surpriză, dar deja au aflat lucrul acesta și sigur vom face un rezultat bun. Abia aștept să mă duc să le susțin. O să fie greu pentru că nu sunt acolo pe teren, o să fiu pe margine, dar nu contează. Oriunde sunt, e bine că sunt și susțin echipa.